E clar, pe harta României știm. În ATI-ul ăsta vin pacienți de la 150 de kilometri. Vă dau așa un exemplu. Cât pot să vină? Păi ce localități am în jur și ce nivel de igienă potențială, că aici e problema de igienă potențială. Și are bine la nenorocitul ăsta de săpun. Apa și săpunul. Apa și săpunul sunt cele două ingrediente care ne pot scoate din belea. Domnule profesor, efectul de multiplicare în momentul în care începe transmiterea de la unul la altul este uriaș. Nu. Nu? Este de 1 la 2, 1 la 3. Bun. Spuneați că se schimbă totuși toată optica, toată gândirea, da? Pe tot ceea ce înseamnă acțiunea dumneavoastră și a noastră în momentul în care începem să avem, eu zic, Doamne ferește, deși știm că e foarte puțin probabil să nu se întâmple așa, dar zic Doamne ferește, odată ce începe transmiterea de la unul la altul, așadar nu virus din import, nu-l aduce cineva dintr-o țară în care există, ci se transmite de la o persoană la alta. De ce se schimbă lucrurile și în ce sens? Noi am aplicat o metodă de supraveghere care este de pe vremea ailaltă. Pe vremea altă nu mișca nimeni în front. Îți spunea autoritatea, stai undeva, stăteai undeva pentru că, ce să vezi, n-aveai unde să te duci. Acum, mobilitatea persoanelor este foarte mare, lucru pe care noi trebuie să-l luăm în calcul, în mod evident. Dar, prin acest sistem de supraveghere și anchetă epidemiologică, încercăm să ținem sub control fiecare caz în parte. Dacă eu știu că am o rată de transmitere de 1 la 2, 1 la 3, pe o scară de până la 18, adică 3 din 18, asta înseamnă deocamdată o rată de transmitere mică. Ne dă speranța această rată de transmitere mică și nu văd de ce acest virus ar căpăta o mutație tocmai pe teritoriul României.